Da, domnilor, ne așteaptă 5 meciuri astăzi, în care aflăm ultimele două echipe care merg în play-off, dar ne așteaptă și meciul de mâine, derbiul de mâine, FCSB cu Rapid, Rapid cu FCSB, să păstrăm totuși gazda. Rapid și cu FCSB în casa FCSB-ului. Probabil că de aia tot vine să-i spun FCSB cu Rapid, că se joacă pe terenul pe care joacă FCSB de obicei. La fel de adevărat este că în această ultimă etapă avem și derbiul Craiovelor, duminică seara, pe Ion Oblemenco, Universitatea Craiova va fi oaspete pentru cei de la FC 1948 Craiova. Robert, 5 meciuri astăzi, Dinamo UTA, cum am spus, Faru joacă la Botoșani, Hermannstadt la CFR Cluj, Sepsi joacă la Petrolul și ce mai avem? Voluntari și cu voluntari Cluj. Cu Cluj. Cel mai important meci la Vita Cris. Toate sunt la. Toate cele cinci echipe care se bat în cele două locuri de play-off joacă în deplasare. Joacă în deplasare, da. La prima vedere pare pentru Faru o deplasare mai ușoară, dar Botoșaniu ne-a obișnuit cu surprize. Botoșaniu, care învinge CFR Cluj, provoacă demiterea antrenorului, care e la un pas să schimbe antrenorul după ce au 2-0 și la Craiova, după ce au 2-0 în prima repriză contra celor de la Craiova. Botoșaniu e o echipă care trebuie luată în calcul, dar eu cred și sub impresia ultimului meci disputat de Faro acasă contra CFR-ului, în care ei fac o repriză foarte, foarte bună, o primă repriză foarte bună, în a doua repriză marchează o greșeală de interpretare a jocului, de responsabilitate, duce ca meciul să termine 1-1. Cred că Faro este favorită la meciul ăsta. Și prin prisma experienței domnului Hagi, dacă vreți, calitatea lotului, faptul că Botoșaniu este într-o situație dificilă. Cred că Faru e echipa care va fi în primele șase, va reuși să câștige la Botoșani și va fi în primele șase. Clujul, iar Universitatea Cluj pare să aibă un meci mai ușor la voluntari, dar doar pe hârtie, pentru că voluntariu este o echipă care a pus probleme, este echipa care a învins la Cluj în turul campionatului, care câștigă la Universitatea Cluj. E la fel de adevărat că Clujul se află în fața celui mai bun rezultat din ultimii ani, și anume calificarea între primele șase echipe. Dar am încredere în ceea ce se întâmplă la voluntari și aici chiar aș vrea, separat de discuțiile privind etapa, să-i mulțumesc președintelui Bălănescu de la voluntari, care fiind plecat din București la o consfătuire de asta a președinților din Superligă, a trimis la Sibiu? La Sibiu, da, a trimis pe cineva la ora 5 dimineața la aeroport să-l aștepte pe Andreas când ne-am întors din Spania. Din Spania. Și a fost o surpriză plăcută și un sprijin moral, un boom moral așa pentru Andreas, văzând că... Dar dacă tot ai deschis subiectul, Robert, cum e Andreas? E bine, este bine. A început de imediat după operație, a început cu o mașină pentru mobilitatea articulației, pentru flexie-extensie, a ajuns la 100 de grade, este bine, face pașii normal, nu, i-a spus și doctorul, nu are nevoie de miracole, nu are nevoie de de lucruri forțate. Trebuie să o ia pas cu pas, trebuie să fie conștient că este o perioadă grea și este, din punctul ăsta de vedere, este foarte puternic și trebuie răbdare. Trebuie răbdare, dar din punct de vedere mental este foarte bine, iar recuperarea decurge foarte bine, deja fără orteză poate să la 90 de grade fără orteză are flexie extensie, ridică piciorul fără absolut niciun sprijin deja. E bine, e îmbucurător că este concentrat, știe că are foarte mult de muncă, dar e cu mintea acolo. E mental, pentru că știi ce se întâmplă? Voi un copil de 19 ani, 20 de ani a avut acum, bun. Ai debutat, ai intrat câteva minute, ai dat gol, ai văzut, bă, încep să fiu și eu fotbalist, văd și eu pe la televizor, și dintr-o dată apare în prima divizie, dau gol, deja încep să mă gândesc, bă, m-o băga și meciul următor, câte minute, unde, dintr-o dată îți vine chestia asta, adică te gândești, bă, de ce tocmai mie?
Da. De ce la 20 de ani? Da, măcar de ce să pierdă? El pierde un an cu totul ca să discute. De ce de la 20 la 21 de ani? 2024 e un an ratat. A început prost. Normal că a început prost. Da, adică el dacă până septembrie-octombrie începe să intre pe la echipa a doua, tot e lucru mare. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate și să sperăm să dea Dumnezeu ca voluntariu să rămână în Superliga. Da, că dacă e să glumim cum a glumit Horia Cutnea acum câteva zile, a plecat în Spania în Superliga și să nu se întoarcă la Matineu. Eu am încredere în ceea ce se întâmplă acolo, am încredere în capacitatea. Asta înseamnă că ar trebui să-i încurce poate și pe EU Cluj, nu? Astăzi. Hai să spun ceva, nu neapărat. Din punctul meu de vedere, de fapt, campionatul adevărat începe în play-out și voluntariul e la mâna ei. Voluntar, dacă își câștigă niște meciuri în play-out, se poate salva, nu depinde de rezultate. La fel de adevărat rezultate. Este, Robert, că acum vreo 4 săptămâni voluntar era la vreo 2-3 meciuri în fața Dinamo. În momentul acesta este chiar dar, acolo dar Dinamo cred că printre echipele sau printre puținele echipe care nu numai că are rezultate, dar și fotbalistic, care propune ceva, care joacă, care, uite, spre deosebire de dacă vrei, uite, facem așa o paralelă sau facem o comparație între ceea ce a jucat Rapidul cu Dinamo și Dinamo pierde. Da. Adică Dinamo în multe momente de joc e cel puțin la nivelul Rapidului. Un rezultat cel care puțin. în mod normal era incorrect pentru Dinamo. Era Dinamo era la remiză. Apropo. Dinamo ratează în ultimul meci. Ratează 4-5 ocazii clare de gol. La Iași. Ratează mult, 4-5 ocazii, deci n-ai văzut atât. Vorbim de play-off-ul de astăzi, de meciul de astăzi. Tu spui că, în mod normal, se va păstra clasamentul care îl avem acum cu 90 de minute înainte de final, cu Faru și U Cluj calificate în play-off? Sau doar de Faru, zici tu Faru că e sigură? Și a doua care ar fi? Da. Faru cred că... Păi uite să spun ceva. Sepsi joacă la un Petrolul Ploiești unde... Locul probleme. Din clasament cred că e mult prea bun față de ce se întâmplă poate acolo. Poate și numărul de puncte e mult prea mult pentru ei. Păi gândește-te că o înjumătățire a Petrolului în acest moment înseamnă 18 puncte. Voluntarul și Dinamo sunt 14 și 13 puncte. Adică 4 e vorba puncte, de un meci direct. Ceea ce se întâmplă la Petrol. Eu de ce spun că eu cred că Petrolul nu poate câștiga contra celor de la Sepsi. Chiar dacă joacă acasă și au suportul publicului. Este o echipă neplătită de 4 luni. E o echipă că mie, indiferent cine îmi spune și ce îmi spune că lucrurile sunt acolo normale, nu sunt normale când tu ca finanțator principal sau ce ești acolo, îl dai afară pe antrenor în decembrie și după ce te bagă membrii galeriei în ședință, îl reconfirm și spui că ai avut încredere. Da, până la urmă s-a mers pe mâna lui Pârvu și s-a ajuns aici în play-out. Haideți să-l salutăm, scuză-mă, Robert, salutăm și pe Ciprian Marica, este în direct cu noi. Bună ziua, Cipi! Salutare, bună ziua! Alin Buzărin și Robert Niță sunt cu mine aici în studio la Fanatic Superliga. Vorbim despre meciuri în această seară foarte interesante, 5 meciuri la această oră. Faru merge la Botoșani, a ajuns deja la Botoșani. Cum vezi tu acest meci? Dacă sunt emoții, bănuiesc că sunt ceva emoții totuși, e un meci. Da, sunt emoții și e o finală pentru noi. Trebuie să obținem minim punct. E clar că ideal ar fi o victorie, dar suntem conștienți și avem emoții. Așteptăm cu nerăbdare meciul și sperăm să facem o partidă bună. Așa cum am făcut-o ultimul meci, unde am jucat excelent cu CFR și am fost egalați pentru o lovitură, pentru un gol de generic. Da, corect. O victorie cu CFR-ul însemna și calificarea voastră matematică în play-off. Erați mult mai liniștiți acum, făceați calcule de play-off. E adevărat. La fel de adevărat este că și Botoșaniu pe care îl întâlniți voi, Ciprian, este altfel decât Botoșaniu care a jucat la Ovidiu în tur. Da, ne așteptăm la un meci greu și au revenit și ei, sau mă rog, sunt într-o revenire de formă, nu vom avea un meci ușor. Sperăm totuși să ne impunem jocul și să jucăm ceea ce am demonstrat că știm să o facem și dacă vom fi la mâna noastră, adică vom controla jocul, asta mă refer, atunci nu vom avea probleme. Dacă vom intra în jocul lor, dacă nu vom fi conectați la partida și la miza jocului, atunci vom avea probleme. Sperăm să nu facem chestia asta și știu că Giga Hagi a pregătit foarte bine această partidă și sper să fim la nivelul așteptărilor.
fanilor și a tuturor celor care iubesc Farul Constanța. Da, la Botoșani în acest 2024 a pierdut și CFR-ul, a pierdut Iașiul, Craiova a egalat într-un 94, de aia spun, este un teren la care, în mod normal, nu știți la ce te aștepți în acest moment. Da, n-aș vrea să vorbesc prea mult de Botoșani pentru că mă interesează ce jucăm noi. Da? Și cred că sunt de acord cu mine că dacă Farul joacă... Deci face jocul, nu ți-o dați emoții. Da. Așa că la mine mă gândesc, la noi și ce jucăm noi mă gândesc. Corect. Când întâlnim o echipă grea care și ea este cu sabia deasupra capului și se luptă acolo jos, clar, suntem conștienți de lucrul ăsta. La fel de adevărat este că și în tur a jucat bine, a fost ok la Ovidiu și totuși n-ați câștigat. 1-1 parcă, a egalat Botoșanu pe final. Dican cred că a dat gol, nu? N-ați reușit să-i bateți nici în tur, atunci în momentul acela Ciprian Botoșanu n-avea nici măcar o victorie. Da, nu cred că neapărat Botoșanu ne-a pus probleme și atunci. Jocul nostru a fost slab. Da, jocul nostru a fost slab. Stai puțin, 7-0 ediția trecută. 8-0 sau 8-0, nu, 8-0 la Sepsi sau 7-0. Nu, 8-0, 8-0 a fost 8-0, Botoșanu 8-0, 8-0, 8-0, da. Da. Aceiași Botoșani. Da. Sunt ceva probleme la voi, Ciprian? Că să discutăm de Farul? Sigur, accidentări și cei care au revenit încercăm să, din punct de vedere fizic, să-i adaptăm și să fie într-o formă bună. În rest, nu, în mare parte. Sunt accidentări ca cei care știți. În rest, avem și jucători care sunt mai puțin în formă și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și care ne-au ajutat și care au fost excelenți, dar sunt într-o scădere de formă. Să sperăm că își revină. De la meci la meci așteptăm evoluții mai bune din partea lor. Unul dintre cei care e într-o scădere de formă este și Budescu? S-a văzut că, da, a scăzut puțin ritmul, dar noi sperăm în continuare că își va reveni și în cel mai scurt timp. Da, să spunem că va fi așa cum îți dorești, Farul va face măcar punctul acela care să-i asigure matematic calificarea. Care crezi că va fi a șasea echipă calificată în play-off? La cum vezi meciurile din această seară? Nu știu, vă auzeam vorbim de Petrolul, că, mă rog, e neplătită. Dar, după cum știm, în România asta merge foarte bine. Jucătorii când sunt neplătiți, joacă de mamă-mamă. Într-adevăr, nu este o normalitate și nu ar trebui să întâmple lucrurile așa. Dar am văzut că în momentele grele se unesc foarte bine și strâng rândurile. Și plus de asta au și un antrenor care mie personal îmi place. Mi-a plăcut și îmi place și atitudinea și cum se comportă, iar Petrolul nu arată rău deloc. Așa, ca o paranteză, auzeam vorbind de Petrol. Da. Sigur, greu să crezi că au șanse să prindă play-off-ul, dar rămâne de văzut. Nu știu să spun care va fi a șasea echipă, sau sper să Farul să fie deja acolo și să vorbim de o șasea echipă. Nu știu, sincer, dar e o luptă, sunt finale. Nici UTA nu are meci ușor cu Dinamo. Toate echipele se luptă și am văzut și declarațiile antrenorilor. Toată lumea e conștientă de șansa pe care o au și să fii în play-off îți dă o altă postură, să spunem așa. Cu siguranță e ceea ce își doresc toți antrenorii și toate cluburile. Farul, dacă se va califica, și eu cred că se va califica în play-off, va termina probabil pe locul 5. În prima etapă mergeți la locul 2 acasă. Haideți să trecem de această finală, că nu ne gândim, nu ne-am gândit acum. Nu v-ați gândit de fapt ce faceți peste o săptămână? Nu. Important este să jucăm astăzi, să jucăm bine și înțeleg că e frig la Botoșani. Este în zonă, este așinins, am înțeles, pe la Suceava. Exact. Da. Deci da, să trecem de etapa aceasta și apoi vedem cum arată tabloul de play-off. Exact. Sperăm să fim acolo în primele 6. Am înțeles. Dar apropo de locurile 2 și 3, cum crezi că se vor poziționa după meciurile de azi al CFR-ului și derbiul de mâine rapid cu FCSB? La derby cred că FCSB are prima șansă. E echipa mai în formă și echipa care a avut și constanță. Dacă până acum pierdeau startul, anul ăsta au furat startul. Iar Rapid e o echipă care construiește bine și care are un plan. Au, din punct de vedere financiar, au un nou finanțator și stau bine.
Am putea spune că Rapidul mai are timp, să nu uităm că acum câțiva ani eram B. Deci timp ar fi și proiectul lor pare unul sănătos. Craiova, la Craiova sunt lucruri de discutat și mai multe. Mulți jucători care au individual valoare, dar totuși colectiv nu fac o echipă atât de bună. Schimbări de antrenor, mă rog, Craiova, la Craiova te aștepți la mai mult, au tot ceea ce le trebuie, infrastructură, suporteri, au chiar tot ceea ce le trebuie, financiar stau bine. Acum, sigur, intern, acolo la ei, lucrurile trebuie să se conecteze, așa că, repet, individual sunt jucători buni, dar colectiv nu sunt așa cea mai bună echipă. Se și vede lucrul ăsta, așa că revenind Rapid, e pe drumul cel bun, dar FCSB are prima șansă. Da, timpul lucrează pentru proiectul de la Rapid, lucrează în mod favorabil, la ce spui tu. Dacă bate FCSB-ul mâine... Acum, proiectul funcționează și pentru că sunt bani, că dacă n-ar fost bani, n-ar mai funcționa niciun proiect. Corect. Apropo de meciul de mâine la care spui că FCSB e favorită, dacă bate FCSB-ul mâine, e cam gata lupta la titlu? E o opțiune serioasă. Au luat o opțiune serioasă, dar dacă vor bate Rapidul, atunci greu de crezi că e mai bine. Sunt 7-8 puncte la înjumătățire la intrarea în play-off. Da, ar fi naiv să creadă că sunt campioni, dar iau o opțiune foarte, foarte serioasă. Mulțumim mult de tot, Ciprian. Baftă diseară la Botoșani și să iasă cum vă doriți. Vă mulțumesc, emisiune plăcută. Numai bine. Ciprian Marica în direct cu noi aici la Fanatic Superliga pe fanatic.ro. De mâine seară, de sâmbătă, Fanatic Superliga revine pe TV, pe Prima Sport 1. Alin, cum vezi tu meciul în această seară? Și dacă, așa cum arată clasamentul în acest moment, Faru și U Cluj, până la urmă, vor fi ultimele două formații care ating play-off-ul? Mod normal, ele depind doar de ele, atât Faru cât și Cluj. Corect, sunt singurele echipe care depind doar de ele. Încă un argument în favoarea lor, doi antrenori de mare experiență, Hagi și Sabău. Încă un argument în favoarea lor, niște jucători. Lot echilibrat, care joacă de destul timp împreună și colo și colo. Iată că ajungem, am vrut să-i spun și lui Ciprian, dar nu l-am mai întrerupt. Păi iată că ajungem să spunem... Nu l-am mai întrerupt că era pe fugă, da. Mai se pregătește avionul spre Suceava. El merge și el la meci echipa acolo. Farul, principalul atu al Farului, bine, dincolo de valoare la Botoșani, este... experiența unor jucători. Păi adică noi vedeam Farul viitorul, media de vârstă 28 de ani, ce vorbești? 27-28 de ani, adică da. Mai e grădinița aia, adică da. E Larie, e Budescu, dacă intră, cred că intră, e Mihai Popescu, da. Trecut de 30 de ani și el, Buzbuchii, deci sunt niște băieți, bun, poate fi Nedelcu și el cu experiența, a plecat Artean. Artean care a marcat în tur, m-am uitat pe Farul cu Botoșani, 1-0 Artean 61, 1-1 Dican 89. Asta sunt, din tur. Sunt oameni de experiență și de la plus fel dincolo. Plus că ei știu să joace meciurile importante. La Farul. Da, la fel din Colonistori, Chipciu, Daniel Popa, Mitrea dacă o juca, Bic, bun. Hai să ne aducem aminte. Bun. Ei depind fiecare de ei. Dacă ea câștigă, însăși. E gata, s-a închis. Bun, dincolo ce trebuie să se întâmple? Trebuie Hermannstadt-ul să câștige la CFR. CFR care speră și nu speră doar la locul întâi, speră că se apropie de Rapid. Da. Eu țin minte meciul de anul Robert, trecut. Dacă CFR-ul bate diseară și Rapidul pierde cu FCSB, termină pe locul 2. Păi asta spune. Trece de se schimbă deja cintarul CFR-ului. Am avea în ultima etapă CFR cu FCSB. Nu uitați însă că în sezonul trecut regulat, când abia-i penalizase cu 9 puncte, știau că nu se mai duc în play. Tot spre final de sezon, e ultimul meci la CFR, CFR-ul cu gânduri de a fi cât mai sus și în minutele de prelungire i-a ars frumușel Hermannstadt-ul pe Îngruia. E o echipă foarte solidă. I-am văzut și la voluntari. I-am văzut, e o echipă care convin partiturile în care să celălalt să aibă inițiativă. Păi da, dar știi ce se întâmplă acum?
CFR-ul nu e chiar o echipă, chiar dacă Mutu schimbă sistemul, nu e o echipă care se avântă în atac și neglijează faza defensivă. Nu. Și atunci nu cred că o să ai spațiile care le-ai avut la Voluntari. Eu cred că atât Farul la Botoșani, cât și Clujul la Voluntari vor juca să se impună până la urmă. Celelalte pe care le dezavantajează punctele, Sepsi, UTA și Hermannstadt, filozofia lor care se să nu câștigem, știu, noi da. În primul rând trebuie să câștigăm. Și apoi vedem ce s-a întâmplat la Botoșani și la Voluntari. Mai e un joc al sorții care ne poate pune în fața unui tablou de natură cu 3, cu 4. Da, da, da. Știm un singur deci lucru. În acest moment, dacă vedem și clasamentul încă o dată, da, păi cu el în față, 42 de puncte Farul, 41 Cluj, apoi sunt cele trei echipe care poți vin avea cu 40 de puncte. Poți avea 4 echipe cu 43 de puncte. Farul, dacă face egal, și celelalte, cele cu 40 să câștige. Clujul nu poate să facă 43. Poate să facă decât 42 sau 44. Poți să ai și 4 echipe cu 41 de puncte. Poți să le ai. Pierde Clujul și celelalte, pierde Clujul fac și celelalte 3 fac remize. Farul este în play-off dacă nu bate niciuna dintre Sepsi, Hermannstadt și UTA. E cam greu dintre. Adică dintre. Și dacă te bate Botoșani, ești în play-off dacă una din cele trei nu câștigă, dacă toate dacă cele trei toate. Nu câștigă. Toate e greu, trei nu și stai și Clujul. Păi, dacă bate Clujul, n-are legătură. N-are, deci am spus pentru că sunt două locuri acolo. A, Farul, da, e pe 6, corect, e pe 6, da. E pe 6, nu mai e pe 5. Dacă toate cele trei cu 40 de puncte, Sepsi la Petrolul Hermannstadt la CFR și UTA la Dinamo nu câștigă, dacă niciuna nu câștigă, Farul e în play-off indiferent. Hermannstadt are meci greu de tot la Cluj. Da, pentru că CFR-ul, exact ce spuneai și tu, se gândește, normal, se apropie și de Rapid, se gândește și la locul 2. Să-i depășească, 2. Să fie oricum, acolo. Oricum, dacă CFR-ul nu bate în această seară pe Hermannstadt, Rapidul este pe locul 2. Și dacă pierde derbiul. Indiferent ce se întâmplă. Da. Asta e ideea. Deci tu ce zici? Matematică de asta de ABAC de vineri seara? Care sunt cele două, după părerea ta? Eu cred că astea care sunt acum. Farul și Cluj, eu așa cred. Și am și motivat de ce. Prin antrenori, prin experiență, primul rând prin numărul de puncte,